Salut, eu sunt Gami și astăzi cu fratele meu Mădălin, frași de geți aici, de geți aici frumos. Frași de geți. Frași de geți. O să facem un vlog foarte, foarte jmecher. Bine, astăzi, băieți, vom mânca 100 de sushiuri. Doar eu și Mădălin. Mădălin a mâncat mai devreme, din păcate. A mâncat mai devreme. E un pic plenuț, dar trebuie să mănânce 100 de sushiuri. Prea challenge-ul și îl pasăm. Da, dacă nu reușim să terminăm, va trebui să vă abonați la canal. Nu, de fapt, v-aș ruga să vă abonați la canal oricum, chiar dacă terminăm sau nu, pentru că vreau să facem 1 milion de abonați. Vă rog, apăsați butonul de subscribe. Hai să ne facem 1 milion de abonați și luați-vă cel mai fresh merch de pe shop.fagame.ro/gami. Murim de frig, hai să intrăm să luăm sushiul, că nu mai pot. Băieți, ia uitați comanda noastră, cei de la Yoshi. Am fost binevoitori și darnici. Avem așa, avem o casuletă doar cu sosuri de-astea. Nu vă dați seama, pare mic, dar sunt îndesate acolo. Avem așa, bushimaki, preferatul meu și al lui Mădălin. Aici nu mai știu ce aveam, e bushimaki, astea știu că sunt cu brânză și cu icre. Așa. Aoleu. Așa. Ia vezi. Alu ăsta. Ia vezi, bosule, câte sushiuri. Trebuie să le mâncăm pe toate, Mădălin. Bine, cui toate pasăm? Astea. Trebuie să ne gândim cui Dumnezeu pasăm și noi challenge-ul ăsta, că nu da, mai înțeleg. Da, deci nimic. O să fie greuț, dar cred că ne descurcăm. Hai să încercăm să le punem înapoi. Nu prea. Cred că ne trebuie o pungă mai mare, Johnule, că nu... Sau le punem pe rând. Sau așa. Sau punga, Johnule, fix când să facem ieșirea. Ia uite-o. Nu, mă, vezi că am prins-o? Din aer am prins-o pe asta. Asta păi, da. Cred 10... că acolo sunt undeva la 2 kg de sushi, nu? Bosule, vezi că e grea rău. Eu te înțeleg, astea sunt vreo 2 kg. O să le punem pe cântar când ajungem acasă. Doamne, Yoshi, ne-ați dat, Doamne, dacă nu le mâncăm, trebuie să facem, ne chemăm toți prietenii să ne ajute. Hai să fugim să mâncăm, că nu mai pot. Nu mai pot, nu mai pot. Burtica asta nu se întreține singură. Haideți. Ai, am ajuns acasă, Mădălin, uite câte sushi avem. Yoshi, sunteți prea drăguți cu noi. 105. 105 de-ai numărat? Nu, 100, 105. 105 sushi, băieți. Avem astăzi aici. Cei de la Yoshi știu că preferatele noastre sunt Ibushimaki. Nu vă luați de mine, vă rog, că mănânc cu furculița, dar asta e. Hai să-i dăm, băieți, primul sushi, primul Ibushimaki pe ziua de astăzi. Mamă, Dumnezeule. Am filmat și eu data trecută aici, tot în camera asta, tot un challenge de 100 de sushi. Și l-am terminat, dacă ții minte, abia seara. Cât de bun e, frate, Ibushimaki ăsta. Da, noi băieții încă nu ne-am gândit ce să vorbim în timp ce mâncăm. Noi doar ne era foarte foame și am să ne grăbim să începem să filmăm, dar cred că ne vine ceva pe parcurs, nu? Ai zis că nu ți se par dubioase astea? Mm-hmm. Crede-mă că cele mai bune. Nu știu exact ce-s astea, dar poți să încerci. Cum vi se pare că arată ăsta? Să luăm de pe masă. Se pare că arată ca un vierme, așa un pic. Mm-hmm. Dar ce e? Ceva funze. Și cu ce e sushi-ul ăsta? Uite, la asta poți să observi. Vezi niște paste din alea mici. Mm-hmm. Mi se pare că-s din alea, cum ne mai le zice. Ok, dacă iei tu primul, iau și eu. Eu îl iau, nu am treabă. Ia, dă-ți. Bombă. Oh. Bombă, e cu ceapă. Nu-mi place ceapa. E fără ceapă. Nu, eu o să rămân, băieți, la Ibushimaki momentan, o să-mi dau cu niște Ibushimaki. Și tu vrei să mă lași cu toate astea aici? Nu știu. Băi, o să avem nevoie și de ajutor. Uh-huh. E mult prea bun. Te rog, încearcă. Are ceapă. Eu am mâncat 3. Și-am mâncat 3 Ibushimaki. 4. La ce -i? Tot Ibushimaki. Ah, dar e cu fața în jos, gen? Da, e capătul. Și e bun capătul? Colțul? Păi, mi se pare că cred că e cel mai bun. Nu cred, ia. Iar nu înțelegeam ce-s astea, uite, gen arată ca un crispy, așa, vezi? Nu înțelegeam ce e, dar pare bun, că e gen mult de ăsta crispy, știi? Ia să vedem. Hai să dăm acum o pariu la cât ajungem. 30, noi doi. Doamne Dumnezeule, 5. Am ajuns la 5? Nu știu, am uitat, dar hai. Ne băgăm la mâncat? Pă bune, acum le-am gustat. Poftă bună celor de acasă. Poftă mare. Mădălina asta cu ce e de aici? Arată dubios. Cu mult ulei. Așa. Așa. Cu legumii. Cu legumii și nu știu. Habar n-am ce e ăla, dar... O să iau. Fraților, eu nu mănânc legume, efectiv, trebuie să înțelegeți asta. Eu efectiv nu suport legumele și nu suport alt sushi în afară de ăsta, adică nu știu ce să zic, cred că o să rămân aici. Emil, vii să ne ajuți și pe noi un pic, te rog? Hai, hai de aici. Hai, ia bețe și hai la traubețile, este Emil Casa, zici că e casa să moară băiatul meu. Cască doar. Dă-ți cu ce vrei tu de aici. Deci, ce se vede aici? Arată prea bine toate, frate. Nu mă știu să mă chinui cu astea. Vrei să te învați? A, le iei cum poți. Nu, aici. Ce? Aici. Nu, frate, uite, pică ești nebun. Cum e? Bă. Ce bă? Omul nu mănâncă sushi, trebuie să înțelegeți. Nici eu nu mâncam înainte. E bun, frate. Așa, ce am și eu. Ce, deloc nu mănânci? Deloc, frate. Deloc.
Dacă nu-ți place verdeața și veggie, nu încerca atunci din astea. Dar-ți bombă, mi-e plac mult. Eu nu supăr nici verdeața, nici nimica. Le dau nota 10 la astea. Eu o să rămân cu ale mele, pentru că altceva, nu știu, n-am ce să fac, sincer, adică... Ți-am zis că eu am mâncat înainte să ne vedem, nu? Da. Deja se simte că se umple, da. Nu vreau să mă las. Situația, nu? Nu mă las, îmi bag piciorul ăla că mă las. Mamă, ce-mi dau wasabi de-asta ai mâncat? Dacă era pain aici, duceam challenge-ul la capăt. Dar cam prim, cred că fac o pauză sau ceva, că nu e ok. Și eu m-aș lăsa, dar îmi place prea mult. Da-ți. Se mă dă link când mănâncă, mănâncă până nu mai poate. Știți, ca un hamster, până pușcă. Valeleu! Valeleu, nu mai pot. Cred că o să luăm o pauză, băieți, cel puțin eu, pentru că nu mai pot. Bă, mă uitam la ăștia, youtuberii ăia, știi, care mănâncă mult. Mai stau unii ăștia, ca să-și facă loc, stăteau așa, și mășeau așa burta în jos. Nu înțeleg de ce, dar de ce crezi să fac așa? De ce crezi că se ducă spre Chris John-ule, știi ce zic? John-ule, cacaneața. Bossule, uite câtă mâncare a rămas. Wow, ai dat-o! A dat-o, Mădălina nostru! A dat-o, apropo, în această pauză, vă pot recomanda să vă luați cel mai fresh merch de pe shop.5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 
să facem frumos la peștișorul. Mm-hmm. Da. Hai să mâncăm bușimachi. Hai Emil, dă-ți, hai. Te invit. Te invit să-ți dai cu niște bușimachi. Deci nu, deci n-avem pauză. Ce este verde? Wasabi. Eu zic să iei o gură, gen așa, să bagi furculița în el. Nu. Și să iei forță. Da, Emil. Mam. Ți-ai dat cu wasabi. Și-a dat. Ireal. Respira, pe nas. Mamă, e nevoie. Fă. Mamă. Mamă, stai vre. Mamă. Eu te știu, eu știu. Crezi că eu nu fac, făceam din astea? Dar acum sunt mai așa, mai... Mai uite, experimentat, gen. Maxim, maxim, maxim. Și asta o să mă lovească rău. Cum ești? Știați că drăguț? Și eu știu să cânt la chitară. Ia mă, hai, fă-mi aici acompaniat. Hai, garson, treci. Hai. Sos! În cantități industriale, toți aduc zahăr, clubul sare. Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. Sos! Sos, sos, sos! Ies pe balcon să mănânc salata sină. Chitara n-a fost niciodată o... Ce e frate? O plăcere de-a mea. Cred că mă simțeam bine la un moment dat. Cred că o să mă așez pe ăsta. Băi, mă simțeam bine până să gust chestia asta. Ce fac? Uite, stau. Nu mai. Nu știu, bossule, fac și o pauză mică, că nu se mai poate. Eu nu încerc să... E groasă. Dați un follow, mă dânc cel bani în încă, vedeți că sunt foarte dedicat în acest challenge. Pe lângă că mi-e foame. Nebun de la chestia asta. Ți-ai dat cu wasabi, ha? Mamă. Pe așa se întâmplă când îți dai cu wasabi, Johnule. Bage aici hăț. Lui Emil nostru îi se face rău de la wasabi, de la domnul nostru wasabi, prietenul nostru foarte bun. Du-te și bea, mă, liniștit, apă. Bossule, cred că dacă mănânci prea mult sushi, nu e ok. Faci viermi? Nu, dar... Prea mult pește de ăsta strigă, gen. Zic, cred, nu știu. Nu mă bag, scrieți-mi în comentarii dacă știți, da. Bă, sunt curios dacă îi place cuiva sosul ăla verde, sincer. Mi se pare ireal de iute. E bombă. Păi da, dar ți-ai foarte puțin, îl bagi în soia și după. Ai zis să fii bine friculit, furculița și să iau. Păi, pe, și eu ți-am zis nu. Da, el a zis mult și tu nu, ok. Haide. Hai că a fost bine. Nu mai pot, ajutor. Deci, bă, Emil a ținut evidența faptului că noi am filmat 8 minute, din care cred că 5 au fost filmate minutele în care noi am început să mâncăm, da, până când am terminat. Și s-au mâncat 50 de sushi. Da. Nu pot să cred. 50 numărat, și rotunjit, nu mai numărat, Emil, din 105 au mai rămas vreo 50 ceva, adică real. Și cred că eu am fost câinele ăla nehalit în puțin. Da, și eu cred, și eu cred. Adică uite-te acolo și uite-te aici. Da. Băieți, pentru că nu mai putem să mâncăm, am zis să facem un challenge. Mai iau unul, mai iau unul. Așa, da, frumos. Hai, luați, 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 să vă zic challenge-ul. Așa. Vom face același challenge ca în vlogul lui Dorian, în care eu o să vă pun întrebări. Mă rog, o să ne punem toți fiecăruia întrebări. Și dacă răspunzi, e ok. Dacă nu răspunzi, trebuie să iei un sushi. Ce părere aveți despre asta? Floare la ureche. Floare la ureche? No. Bine. Bun sushi-ul ăsta într-un an. Nu mai pot. Madalin. No. Începem. Da. Dacă tot îți place așa mult sushi-ul, care ți se pare cel mai slab membru Five Gang?
Vrei să o dăm așa frumos cum eu sunt, voi sunteți colegii mei, eu, sau cum să o luăm? Nu știu, trebuie să-mi răspunzi. Sincer. Tu. Super. Câte chile ai? 65. Na, eu am 25, auzi? Deci pieleșios, frate. Efectiv. Eu am 85 și el are undeva la 80. Pe 100. Dia... Ai! Opa! Opa! Aici adăugă. O sunăm pe Dia, nu mai sunăm. Nu mai sunăm, dar... Cel mai slab membru 5 Gang. Cu tine fac challenge-ul. Tu ești, Gami. Tu ești cel mai slab. Tu ești cel mai vai de capul tău, membru 5 Gang. Păi de ce mă zici că ai răspuns? A, da, mă. Dar nu știu, mi-a venit așa din reflex. Dar ai venit, bă, hai să mănânc, hai să mănânc, dar să iau dacă... Nu, eu dobi. Dacă e, că mai avem 50, adică... Gami. Al. Care ți se pare cel mai slab sushi din București? Noi știm că tu ești băiat bun și nu faci reclame proaste, așa că te rog frumos să îmbuci o bucățică de sushi. Nu. De ce, mă? Hai. Cel mai slab sushi din București? Hai. Ascult, vreau să văd dacă chiar dai cu reclama aia proastă. Păi căutăm pe Google. Nu cea mai slabă recenzie, nu, nu? Păi, cel mai slab sushi, bossule. N-ai zis. Bine, mă. Asta ai zis. Bă, hai să mâncăm câte un sushi până caută el. Da, bă, eu i-aș mai da, mă, frate. Adică, bă, e prea mult. Nu mai pot, nu mai pot. Epa, naiba, nu mai poți. Mănânc acolo frumos, vezi ce frumos e. Nu poți să... Uite, iar salivez. Nu știu, nu înțeleg. Când văd mâncare, eu o iau. Razna de tot. Mă duc. Bă, frate, vrei să te mint? Ia. Nu există așa ceva. Bine. Toate astea au review-uri de plus 4 stele. Adică toate sunt tank. Efectiv. Emil. Oh, shit. De cine ție cel mai frică pe plan de fotografie din București? Ma. Vezi că e s-a închis. S-a închis, Johnule. Mai unul. De care vrei, zi? De care îți dai? Vrei să te servesc eu? Da. Mai sunt doar 4 buși și machi, vezi. Lasă. Să se termine cu și machi, Johnule. Nu răspundem la asta. Nu e bine. Bine, acum aștept eu să-mi iau hâț. Să-ți iei la hâț. La hâț. Dar tu de ce mănânci? Mădălin e singur om care să mor, eu n-am înțeles regulile jocului, adică... Mădălin! Da. Este adevărat că tu nu ești 100% de acord cu toate piesele 5 Gang și ai vrea să faci mici sau mari schimbări asupra genului sau a temei muzicale din piese? Da. E adevărat, nu? Da! 100%, vrei să arunc sușurile pe jos? Da! Forță! Sper că dați-mi și mie una ușoară, vă rog, băieți. Nu, aveți milă! Aveți milă! Ia zi, Gami, care e cel mai slab artist din România? Oh, shit! De la... Zi. Mama, ai dat-o! A dat-o! Mama, bă, n-am putut! Cum miroase... Să mori la miroase... Mama, mi-a și Delta Dunării, să nebănesc! Ia zi! Cel mai slab artist din România? Stai să mă gândesc. Slab, nu ca și kilogram. Nu, ai zis-o deja, ai zis-o. Hai, calmează-te. Calmează-te, Gamina, pe bune acum. Hai. Cel mai slab artist. Fii serios. Cel mai slab artist din România? Da, acolo e Bușimachi, nu? Presim că o să mănânci din Bușimachi de la bun. Bă, frate, am auzit că mănâncă Mădălin pentru mine un sushi. Nu, frate, răspunde la întrebare. Dar că și v-ați întrebat de fotograf, adică mi se pare fair. Cel mai slab artist. Da. Asta mă rădac sana. Mădălin Șerban cu mâna pe inimă. Și să-și ia acasă la mine, nu. Hai, nu evita răspunsul, zic direct. Cel mai slab artist din România, știi care e, mă? Și răspunsul tău este? Eu sunt, frate, cel mai slab artist. Nu poți, România. Frate. Ba da, cum să nu? Nu mai cum să zici. Păi, nu mergi. Așa și eu pot să răspund. De ce fotograf frică? De mine? Nu merge, frate. Nu merge. Deci eu sunt cel mai slab artist din România pentru că eu consider faptul că am mult loc de dezvoltare pe plan artistic și încă nu mi-am... Bine, hai, mănâncă unul. Bă, frate, persoanele de față se exclud. Deci încă una. Bă, dar eu n-am semnat asta care scrie persoanele de față se exclud. N-am semnat. Acolo. Scria mic gen. Da, n-am văzut. Stelă, chiar nu am văzut. Păi vezi dacă puneam la 100.000 de euro. E bun? E bun. Bă! Ce e, Bagami? Mi-e rău. Pușcă? Mai rău. Cred că am mâncat 20 de sushi. Ia zi, Gami, ce mai bun doi fotografi cu care ai lucrat? Ce mai bun doi fotografi cu care ai lucrat? A, deja știu.
Una ușoară, ca să nu mai mănânci, că frate, ți-e rău, adică... Shopee și Emil Casa, frate. Jur că la asta m-am gândit și eu. Shopee și Emil Casa, singurii fotografi cu care chiar am făcut poze blană, să-mi bag piciorul. Pe tine da. Te iubim, pe Shopee îl iubim. Pace și dragoste, da. Emil, care a fost prima ta impresie despre mine? Ma. Și? Și? Vezi că pui două întrebări, că trebuie să dacă s-a și... schimbat între timp. Mamă, dacă răspund sincer, se termină vlogul ăsta. Se termină? Pe bune, să fie ceva de genul voi doi și un spațiu gol aici. Așa rău? Rău de tot. Ia vezi, zi, zi. Bă, prefer să mănânc, frate, efectiv. Adică nu cred. Pe bune. Ia. Vezi că e mai rău așa? Vezi că și tot cerea poate fi folosită împotriva ta. Prima părere despre tine? Da. Bă, frate... Dar eu țin minte când ai venit și ne-am văzut prima oară. Nu cred că ai avut o părere. La turneul vloggerilor. Tu nu erai aici la turneul vloggerilor. Atunci vă știți, mă? Eu de atunci mă știu cu Dia. Nu mă știu. Păi nu, care erai prea arogant să vorbești cu mine, adică... A, gata. Deja nu. Atât. Un simplu cuvânt gata, a trebuit folosit. Și s-a schimbat între timp? Bă, să fiu sincer sau să te mint? Vrei să fiu sincer? Da. Hai, trece bă, timpul. Bă, s-a schimbat așa, un pic, mai mult. Un pic, bă, băiatule, bă, un pic s-a schimbat. Lasă-l, fața camerei altcumva o dai, acum e cu noi, deci de la rogat. Da, e la Mădălin acasă. Când facem vlogul la Gami acasă, se schimbă treaba, glumesc. Nu mă, frate, când vrei tu ești ok, când nu vrei nu ești. Păi, așa e orice om. Doar că tu nu prea vrei, adică... Bă, n-am fost eu ok, mă? Să mor eu, nu sunt un om ok? Fumesc. Bă! Ai vrut să fiu sincer. Adu-mi. Ai adus saci? Saci, ai? Hai să facem, mă, să am vrei ceva? Tu de ce râzi? Nu, no, ce râzi, mă? Saci. Ai adus saci? Da, nu știu ce se întâmplă. Nu, mă. Ai vrut să răspund sincer. Bă, vreau să... Îmi ziceți ce părere aveți de această mică creatură? Cum o cheamă? Are un nume sau ceva? Nu e a mea. Pe ce cu el? Paint. Pe și cum o cheamă? Păi hai să sunăm pe Paint. Păi să-l sunăm. Ia, ia sună-l! Pe FaceTime. Sună-l pe Paint. Bă, băieți, hai să-l sunăm pe Paint să vedem cum o cheamă pe lama lui și cred că terminăm și noi aici vlogul pentru că nu se mai poate, bossule. Eu sunt prea plin, am pierdut acest challenge. Pe final vreau să provoc pe cineva, dar să stați până la final ca să vedeți pe cine provoc. Da. Ce faci, Pei? Bă, uite bine acasă. Bă, frate, am și o întrebare. Da. Cum o cheamă pe lama ta, frate? Daisy. Daisy. Nu pot să cred. Daisy, da. De ce așa nume? De ce? Spălăcit. Din că aveam o lamă pe Minecraft mai de mult pe care o chema Daisy și am zis o las și pe asta. Și se las numele tot Daisy. În onoarea lamei care a murit pentru mine pe Minecraft. Și acum trăiește etern în sufletele noastre și în apartamentul trăiește nostru. Trăiește etern în sufletul meu. Pentru totdeauna. Super. Super. Ce acolo, mă, frate? Uite, am mâncat 100 de sushi. Mă rog, uite am încercat. Uite aici, frate, uite aici. Ia uite. Dă-o cu noi. Dă-o, bro. Ce e acolo? De unde e sushi? De la Yoshi. De la Yoshi. Și mânc, și Yoshi mânc. Frumos. Nu-i rău. Am mâncat și eu niște sushi corect, aparent. A, da, Pain? Ce ai zis? Că ai vrea și tu să mănânci 100 de sushi? Da. A, păi ia vezi. Bine, fii atent. Tu cu Dia trebuie să faceți un vlog în care mâncați și voi 100 de sushi. Noi terminăm challenge-ul aici. Câte au rămas? Numărăști tu, Madalin. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51. 51 de sushi-uri din 105. Adică am mâncat... Jumate și puțin. Da, jumate și puțin. Deci, băieți, Pain, Dia, aștept vlogul vostru cu... Stați așa, amândoi, uitați-vă la camera amândoi, așa. Aștept... Am o întrebare, de ce aveți pe fundal niște flori? Care? Alea? Pentru ca să ne lăudăm pe televizorul. Aia sunt niște clopoței. Deci, Pain, aștept vlogul cu Dia în care încercați să mâncați 100 de sushi și pun pariu că nu veți reuși. Bine, mă, hai. Hai să te văd. Hai. Hai. Deci băieți, ați auzit, în câteva zile este vlogul pe canalul lui Pain, deci sau pe canalul lui Dia, nu știu exact, o să vorbească ei între ei să vedem cine revendică acest vlog și ce să zic? Baftă, baftă. Doamne ajută, numai bine. Vă las să înfulecați în continuare. Bine, mă, hai. Numai bine, rău la nimeni. Hai că ne vedem dimineață. Hai, pupi. Pa, pa, pa. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Pain și Dia, așteptăm vlogul vostru în care încercați să mâncați 100 de sushi. Nu uitați să vă abonați la canal, să vă luați cel mai fresh merch de pe shop.5df.ro/gami și /madalin. Noi ne-am dus, ne vedem mâine cu un nou episod din seara noastră de Crăciun. Pa!